Medicul ginecolog Constantin Pușcu a demisionat la sfârșitul săptămânii trecute din funcția de director medical al Spitalului Județean din Târgu Jiu. El a fost numit pe post în urmă cu 2 luni și acum a ales să demisioneze, invocând volumul mare de muncă, dar și problemele medicale ca fiind principalul motiv al demisiei. Domnul doctor Pușcu a motivat și pe bună dreptate vârsta înaintată și foarte multele probleme cu care se confruntă Spitalul Județean. Nu trebuie să uităm faptul că avem 1200 de salariați și, într-adevăr, activitatea este foarte, foarte stufoasă. Drept pentru care dumnealui a motivat în cererea de demisie acest lucru, mi-a spus-o și personal și mie și președintelui Consiliului Județean și bineînțeles că l-am înțeles. Ne pare rău, bineînțeles, la amândoi că dumnealui a decis să se retragă, dar este de înțeles că activitatea într-adevăr este stufoasă și te consumă într-adevăr foarte mult. Funcția de director medical la Spitalul Județean din Târgu Jiu este ocupată acum interimar de către medicul ginecolog Vasile Stănculete. Cam totdeauna am răspuns la solicitările celor care m-au rugat să-i ajut și să facem ceva pentru acest spital și am considerat că o să încerc să merg alături de echipă și să vedem, să îmbunătățim activitatea spitalului. Deci vă puneți amprenta undeva să faceți ceva? Nu neapărat, nu țin să fiu eu un brand pentru spital. Îmi doresc ca activitatea medicală, și să ne fie clar, activitatea medicală care ține de mine, adică să n-aibă, să zicem, sincope, să colaborăm cu toată lumea și să fim mulțumiți și medici și pacienți. Constantin Pușcu a fost numit director medical în noiembrie anul trecut în locul Marilenei Davidescu, cea care s-a înscris la examenul pentru șefia secției ORL, însă nu a mai putut participa la concurs pentru că a fost amânat pe motiv că perioada legală în care trebuia organizat a expirat.